Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. O adolescentă de 14 ani din raionul Sângerei a murit intoxicată după ce 9 zile a fost internată la Institutul Mamei și Copilului, medicii luptând pentru viața ei. Atenție, orășeni, restricții și limitări în unele locuri publice din capitală vor fi impuse mâine în contextul organizării reuniunii miniștrilor de externe din 20 de țări, anunță primăria. A plecat de la poliția de frontieră și ar putea ajunge în altă structură de stat, unde s-ar putea regăsi Rosian Vasiloi, bănuit într-un dosar penal, vă spunem la știri. Plăcintele cu brânză, dar fără brânză naturală, încă mai pot fi găsite în comerț. Unii agenți economici continuă să folosească grăsimi vegetale pentru a înlocui umplutura, constată ANSA. O copilă de 14 ani din raionul Sângerei a murit intoxicată. Adolescenta a fost dusă la Chișinău cu serviciul Aviasan încă în 12 noiembrie, zi în care medicii de la Institutul Mamei și Copilului au început lupta pentru viața ei. Eforturile doctorilor au fost însă în zadar. La internare, starea pacientului se califică ca critică, aceasta având o insuficiență poliorganică de etiologie necunoscută. A fost internat timp de mai multe zile în departamentul de terapie intensivă și anesteziologie, unde a primit toate îngrijirile medicale posibile. Echipa medicală a depus toate eforturile, însă, de păcate, pacienta nu a putut fi salvat. Cauzele exacte ale decesului urmează să fie stabilite printr-o expertiză medico-legală detaliată. Între timp, de la poliție ni s-a comunicat că pastilele ar fi o posibilă cauză de otrăvire, dar în același timp au subliniat că răspunsul la această întrebare va fi dat pe baza rezultatelor unui studiu realizat de specialiștii de la Centrul de Medicină Legală, acolo unde a fost dus cadavrul fetei. Cazul este cercetat penal. Atenție, orășeni, azi și mâine, în intervalul orelor 12-16, accesul cetățenilor va fi limitat în anumite locuri publice din capitală. Despre asta anunță primăria Chișinău într-un comunicat, în care se menționează că măsura este luată în contextul desfășurării reuniunii miniștrilor afacerilor externe a statelor membre ale Inițiativei Centrale Europene. La eveniment vor participa înalți oficiali și reprezentanți ai statelor și organizațiilor internaționale din 20 de țări. Delegațiile oficiale vor vizita Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova, se mai spune nota primăriei. Tot acolo se menționează că în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale nu vor fi permise manifestările în masă, lucrările de reparație a drumurilor și tăierea arborilor. Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Printre străzile vizate de interdicții se numără Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni, în perimetrul Bulevardul Ștefan cel Mare, strada București, strada Veronica Micle, în perimetrul Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni, strada Alexandru Pușkin. Agricultorii vor porni mâine cu tractoarele spre capitală. Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari, a declarat pentru Orizont TV că manifestanții vor ajunge la intrarea în Chișinău în jurul orei 15 și vor rămâne acolo până a doua zi. Joi însă, spune Slusari, tehnica agricolă va ajunge în Piața Marii Adunări Naționale și va fi parcată în fața guvernului abia după protestul transportatorilor de pasageri, care și-au programat deja acțiunea pentru prima parte a zilei. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a anunțat că va ieși la protest în fața clădirii guvernului pentru a-și manifesta nemulțumirea față de promovarea de către Ministerul Infrastructurii a noului cod al transporturilor. Potrivit transportatorilor, dacă documentul va fi aprobat în forma sa actuală, majoritatea operatorilor din țară vor falimenta, iar multe linii interurbane vor dispărea. În ciuda acestor declarații, ministrul infrastructurii Andrei Spână a spus că modificările reclamate vor fi promovate în continuare pentru că s-a arătat el convins acestea vor oferi servicii de transport mai bune. Iar agricultorii au anunțat că vor protesta pentru a determina autoritățile să plece urechea la problemele lor declanșate pe fonul războiului din Ucraina.
Cu o zi înainte de protestul anunțat de fermieri, Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură spune că agricultorii afectați de consecințele crizelor din 2022 încep să-și primească ajutorul de la stat. Astfel, potrivit AIPA, 118 milioane de lei din cele 200 de milioane promise de guvern încă în vară au ajuns în conturile a 958 de fermieri micro și mici, din totalul celor 2161 care au solicitat ajutor de la stat. Producătorii declarau că suma de bani e prea mică și că pentru a le fi acoperite necesitățile este nevoie de 700 de milioane de lei. Bani de care premierul Recean spunea că țara nu dispune. Recent, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor declarau că dialogul dintre fermieri și ministrul agriculturii a fost fără rezultate, întrucât propunerile ministerului de profil nu pot fi calificate drept soluții, care ar putea să schimbe imediat situația precară în care se află majoritatea agricultorilor din țară. Revendicările fermierilor rămân aceleași. Introducerea unui moratoriu privind rambursarea datoriilor către toți creditorii cu eliminarea penalităților de la bănci pe o perioadă de 3 luni, precum și alocarea numai târziu de 1 martie 2024 a cel puțin 1 miliard de lei de la Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru compensarea prejudiciilor aduse fermierilor micro, mici și mijlocii. Producătorii avertizau că dacă cererile lor nu vor fi îndeplinite, mâine fermierii din toată țara vor protesta la Chișinău. Manifestația de miercuri s-a anunțat a fi una masivă. În piața Marii Adunări Naționale ar urma să ajungă aproape 1000 de agricultori și 500 de unități de tehnică agricolă. Un miliard de lei promite fostul deputat Ilan Șor pentru investiții în dezvoltarea localităților țării, indiferent de culoarea politică a primarilor care le conduc. Declarația a fost făcută de politician după ce, spune el, ar fi primit mai multe solicitări din diferite regiuni pentru a oferi suport la realizarea proiectelor sociale și de infrastructură. Într-o postare pe rețelele de socializare, Ilan Șor a declarat că echipa sa este angajată în dezvoltarea reală a infrastructurii Republicii Moldova, mai ales după ce a primit mai multe solicitări în acest sens. Только за вчерашний день я получил сотни звонков с регионов от примаров, от представителей своей команды. Numai pe parcursul zilei de ieri eu am primit sute de apeluri de la primari din diferite regiuni, de la reprezentanții echipei lor și oamenii cer ajutor. Necătând la rezultatele alegerilor, oamenii cer să nu ne retragem din dezvoltarea localităților lor. Eu nu pot lăsa oamenii singuri în fața problemelor. De aceea am decis să continui să investesc în dezvoltarea localităților din țară, indiferent de partidele politice care conduc în localități. În acest context, Ilan Șor a făcut apel la primarii care au nevoie de ajutor. Primarii care vor să realizeze proiecte de infrastructură și sociale din partea mea și a echipei mele, adresați-vă la noi și noi obligatoriu vă vom ajuta. Noi continuăm proiectele de infrastructură. De aceea, dragi prieteni, dragi cetățeni ai Republicii Moldova, eu nu vă voi lăsa singuri în fața problemelor. Eu continui să lucrez pentru dumneavoastră. Domnilor primari, adresați-vă. Potrivit lui Ilan Șor, numai în acest an au fost reconstruite peste 110 obiecte în diferite regiuni ale țării, care au costat peste 500 de milioane de lei. Pentru anul viitor, fostul deputat spune că va oferi peste 1 miliard de lei pentru proiecte de dezvoltare. Anterior, el a spus că banii sunt legali și provin din afacerile sale, dar și de la diferiți parteneri. Ilan Șor a declarat în repetate rânduri că scopul său este să realizeze cât mai multe proiecte frumoase și necesare în orașele și satele din Moldova, după modelul municipiului Orhei, pentru a îmbunătăți nivelul de trai al oamenilor. Anterior, Ilan Șor a anunțat despre lansarea programului Satul Moldovenesc, care are scopul de a moderniza fiecare sat din Republica Moldova, prin lucrări de reabilitare și construire de drumuri, asigurarea cu apă și canalizare, dar și alte utilități. În acest sens, a fost creată și o fundație numită Visul Meu.
proiectul prevede investiții de 17 miliarde de lei. Ulterior a fost lansat programul Orașul Moldovei, iar Ilan Șor a declarat că fiecare oraș din țară poate beneficia de fonduri de 50 de milioane de lei pentru o perioadă de 3 ani pentru investiții. 11 deputați moldoveni au interdicția de a intra în Federația Rusă ca răspuns la persecuția presei în limba rusă din Republica Moldova, așa cum se spune în comunicatul diplomației ruse. Informația despre măsura aplicată parlamentarilor de la noi a fost confirmată pentru Orizont TV de ofițerul de presă de la Ministerul de Externe de la Chișinău. Filip Cojocaru a refuzat să ne spună însă despre cine anume este vorba, dar a declarat că, citez, indiferent de deciziile sau răspunsurile Moscovei, ne angajăm să continuăm să protejăm spațiul nostru informațional împotriva oricărei ingerințe externe și să menținem o poziție fermă împotriva dezinformării, atacurilor hibride și încercărilor de destabilizare țării noastre. Citat încheiat. Câțiva parlamentari care s-ar regăsi în listă, toți din fracțiunea PAS, au venit cu reacții pe rețelele de socializare. Unii spun că nici nu aveau de gând să meargă la Moscova, iar alții s-au bucurat când au auzit vestea. Amintim că diplomația rusă anunța ieri despre convocarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, pentru a-i fi înaintată o notă de protest legată de persecuția politică a presei ruse din Moldova, exprimată inclusiv prin blocarea unor site-uri și adoptarea unor măsuri în oglindă. Menționăm că, în data de 3 octombrie, autoritățile de la Moscova le-au interzis accesul în Rusia președintelui Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova, Liliana Vițu, și jurnalistului Mihail Sircheli, fondatorul și administratorul portalului de știri Nocta de la Comrat, ca răspuns la expulzarea șefului Sputnik Moldova, Vitali Denisov. Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, ar fi fost declarat persona non grata în Ucraina. Despre asta a anunțat parohul Bisericii Sfântul Dumitru din capitală, Pavel Borșevski, în cadrul unei emisiuni de la ProTV. Potrivit acestuia, Kievul a impus această interdicție din cauza că ierarhul este membru al sinodului Bisericii Ruse. Secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaș, nu a confirmat și nici nu a informat declarația lui Borșevski. Eu personal nu cunosc acest lucru, care este statutul juridic în alte sensuri actualmente. Însă, într-adevăr, de la începutul războiului, în alte sensuri, nu am vizitat satul de Baștine, din satul Colincăuți, regiunea Cernăuți, unde obișnuia să meargă foarte des. Mitropolitul Vladimir deține din 1989 rangul de mitropolit al Mitropoliei Chișinăului și al întregii Moldove, aflate sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Moscovei și a întregii Rusii. Angajații ai Ministerului de Interne, printre care polițiști de frontieră și agenți de migrație, au intrat în vizorul procurorilor. Ofițerii SPIA împreună cu PCCOC s-au efectuat percheziții la domiciliile mai multor persoane, inclusiv angajații ai MAI din raioanele Comrat și Taraclia. Potrivit unui comunicat, aceștia sunt suspectați că ar fi creat un grup criminal organizat, care ajutau bărbați ucraineni să treacă ilegal frontiera cu Moldova, iar mai apoi să ajungă în țările Uniunii Europene. Responsabilii de la instituțiile vizate nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. Potrivit comunicatului Ministerului de Interne, din componența grupului făceau parte cetățeni ai Republicii Moldova, ucraineni, precum și angajați din cadrul Poliției de Frontieră, Inspectoratului General de Migrație și a Inspectoratului General de Poliție. Odată cu declanșarea războiului în Ucraina și interzicerii de către autoritățile de la Kiev de părăsirea teritoriului țării vecine de către bărbați, membrii grupului au organizat trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova a ucrainenilor prin zona verde, după care le facilitau acestora perfectarea și legalizarea actelor de ședere pe teritoriul țării noastre, ca ulterior fugarii să poată călători mai departe în țările Uniunii Europene, se menționează în informația Ministerului de Interne. Astfel, în dimineața zilei de marți, ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție, împreună cu procurorii PCCOX, au descins cu percheziții la domiciliile suspecților din raioanele Comrat și Taraclia. În timpul perchezițiilor au fost ridicate obiecte și bunuri
bunuri relevante cauzei penale. Mai multe detalii despre operațiune nu sunt oferite. Orizont TV a încercat să afle de câți angajați ar fi vorba, dacă printre ei sunt și persoane cu funcții de răspundere și câți bani ar fi pretins pentru servicii, dar responsabili de la IGP, SPIA, PC Cox și Inspectoratul de Migrație nu au răspuns la apelurile noastre. Iar ofițerul de presă al Poliției de Frontieră ne-a spus că nu cunoaște nimic despre această operațiune. Amintim că mai multe cazuri de trecere clandestină a frontierei de către ucraineni au fost făcute publice de instituțiile de forță după începutul războiului în țara vecină. Într-un caz din septembrie, 11 migranți ucraineni au fost surprinși de polițiștii de frontieră din Basarabeasca. Iar pentru traversarea ilegală a graniței, organizatorii urmau să primească peste 40.000 de euro, anunțau atunci oamenii legii. Iar în primăvara acestui an, Spie și PC Cox spuneau despre percheziții la 12 angajați și 2 foști angajați ai Direcției Nord a Poliției de Frontieră, suspectați de organizarea aceleași scheme, obținând sume între 3 și 5.000 de euro pentru serviciile lor. Fostul șef al Inspectoratului General de Poliție de Frontieră, Rosian Vasiloi, care a demisionat recent după mai multe scandaluri legate de activitatea Poliției de Frontieră la aeroportul Chișinău, ar urma să fie angajat la Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării, condus de fostul ministru de interne, Ana Revenco, plecată din fruntea Ministerului de Interne, tot după un incident grav la aerogară, mai exact după decesul a 2 ofițeri împușcați mortal de un cetățean străin. Despre mutarea lui Vasiloi la o nouă instituție a statului a anunțat la o conferință de presă președintele CUB, Igor Munteanu. Cum a reacționat la aceste informații fostul șef al IGPF, dar și Ana Revenco, aflați din material? Igor Munteanu a făcut declarația după ce exponenții puterii au afirmat în contextul alegerilor generale locale că satele și orașele care demonstrează că sunt susținătoare a integrării europene trebuie să primească banii europeni, restul vor primi doar bani de la bugetul de stat. Pretenții pe care le arată partidul aflat la guvernare față de localități, cine este european și cine nu este european, determinăm noi. Din păcate nu se transformă și nu se profilează și asupra unor agenții recent înființate, în care regăsim pe doamna ministră Revenco și pe domnul Rosian la proiectul Patriot. Pentru că atunci când îi plasez pe acești oameni la asemenea agenții finanțate din surse externe și bugetare, este ca și cum ai plasa, îi pune vulpe la păzit găini. Lăsați-le! Fostul ministru de interne, Ana Revenco, cea care a plecat de la MAI după tragedie de pe aeroportul Chișinău, soldată cu decesul a 2 ofițeri și care urmează să conducă Centrul pentru Comunicare Strategică, nu a confirmat și nici infirmat că Vasiloi ar urma să facă parte din echipa sa. Ceea ce vă pot oferi acum ca și tipul de informație, că colegii lucrează acum pe proiectul structurii centrului, așa cum prevede și cere legea, care în foarte scurt timp va fi expediat în Parlament pentru a fi examinată și aprobată și doar după vor fi pregătite și declanșate toate procedurile de ordin administrativ care să asigure crearea echipei, recrutare și așa mai departe. Deci astăzi, la această etapă, suntem în fază de creionarea structurii prin examinarea și studierea practicilor bune internaționale. La rândul său, Rosian Vasiloi, anchetat penal în cazul dublului omor de la aeroport, a calificat informațiile lui Munteanu drept falsuri. Chiar nu vreau să intru în aceste dezbateri de prost gust. Zi bună, vă doresc. Deci nu confirmați informația domnului Munteanu? Amintim că din august 2021 Vasiloi a fost numit șef al Poliției de Frontieră. Pe timpul mandatului său au avut loc mai multe ilegalități, unele dintre cele mai răsunătoare produse la aeroportul Chișinău. 10 de polițiști de frontieră care activau în aerogară au fost acuzați de luare de mită pentru a permite trecerea pasagerilor fără certificate COVID. A urmat un alt caz răsunător ce a provocat reacții în societate. Este vorba de dublul omor produs la aeroport în 30 iunie, când un cetățean al Tajikistanului a împușcat mortal 2 ofițeri moldoveni după ce i s-a refuzat
intrarea în țara noastră. La 2 săptămâni după tragedia, Narevenco a demisionat din funcția de ministru de interne. Deși societatea civilă și unii politicieni au cerut și demisia lui Rusian Vasiloi, acest lucru nu s-a întâmplat. La 3 luni de la tragicul incident, el s-a ales cu dosar penal intentat de procuratură privind neglijența în serviciu și, în urma unei anchete interne, a fost aplicată mustrarea aspră. Pentru că a considerat măsura nedreaptă, acesta a contestat-o în judecată. Totuși, plecarea lui Vasiloi de la Poliția de Frontieră a avut loc în urma unui incident produs tot la aeroport, de unde un cetățean azer, care nu a fost lăsat să intre în țară, a reușit să evadeze. Premierul Dorin Recean a anunțat că va urma o demisie fără să ofere nume. Ulterior, în 12 noiembrie, demisia lui Vasiloi a fost anunțată de ministrul de interne la ședința guvernului. Menționăm că Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării va avea misiunea de a consolida cooperarea între instituții în lupta împotriva dezinformării, manipulării informațiilor și ingerințelor străine care prezintă pericol sau pot prejudicia securitatea națională și periclita realizarea intereselor naționale. Inițiativa de creare a centrului aparține președintelui Maia Sandu și tot la propunerea Maia Sandu, acum o lună, Parlamentul a aprobat numirea fostului ministru de interne Ana Revenco în funcția de director al acestei instituții. La aproape o lună de la lansarea concursului, doar un singur candidat a depus dosarul de participare la concursul pentru funcția de procuror general. Cu referire la surse din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor, portalul deschide.md scrie că este vorba despre avocatul Ilie Rotaru. Astăzi, CSP a publicat un mesaj în care reamintește că data limită pentru depunerea dosarelor este mâine, 22 noiembrie. Potrivit legislației, candidatul la funcția de procuror general este selectat în cadrul unui concurs public organizat de CSP, iar ulterior aprobat de președintele țării. Candidații trebuie să fie apolitici, cu experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de judecător, procuror, avocat sau ofițer de urmărire penală. Amintim că Moldova are procuror general interimar. După reținerea și ulterior demiterea lui Alexandru Stoianoglo, urmarea decretului în acest sens semnat de Maia Sandu. Printr-un alt decret, Sandu l-a trimis șef la Procuratura Generală pe Ion Munteanu, care exercită interimatul funcției. Acesta l-a schimbat pe Dumitru Robu, căruia îi expirase mandatul. După ce a aprobat demiterea lui Stoianoglo, Sandu a declarat că acest lucru a fost făcut, având în vedere tergiversarea pronunțării unei decizii de judecată pe constatarea legalității eliberării acestuia din funcție de către CSP, dar și de faptul că autoritățile sunt împinse din urmă de condiționalitățile UE de reformare a justiției, una dintre acestea fiind legată de asigurarea funcției de procuror general. Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul în baza căruia a fost evaluată activitatea lui Alexandru Stoianoglo, iar, în consecință, acesta a fost demis. Doi dintre magistrați au formulat opinii separate. Este vorba despre Liuba Șova și Nicolae Roșca, care a demisionat din funcția de președinte al curții la scurt timp după emiterea hotărârii. Consiliul Superior al Magistraturii va selecta vineri judecătorul Curții Constituționale. Potrivit unei note informative emise de CSM, până luni, 20 noiembrie, au fost depuse 2 cereri de participare la concurs. Este vorba de un judecător și un procuror care aspiră la această funcție. Potrivit Consiliului Superior al Magistraturii, președintele interimar al Curții Supreme de Justiție, Viorica Puică, se vrea judecător la Curtea Constituțională, dar și Serghei Rusu, procurorul șef al secției combatere trafic de ființe umane al Procuraturii Generale. Consiliul notează că aceasta este lista de persoane care au depus dosarele la 20 noiembrie 2023, până la orele 17:30, ultima zi de înscriere la concurs. Astfel, ședința în care va fi selectat judecătorul în alte instanțe va avea loc vineri 24 noiembrie. Funcția de magistrat la Curtea Constituțională a rămas vacantă după ce la sfârșitul lunii ianuarie 2021 a decedat Eduarda Babei. Ulterior a fost anunțat concurs pentru ocuparea fotoliului vacant, însă acesta a eșuat de 2 ori după ce niciun candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi. Curtea Constituțională are 6 judecători numiți pentru un mandat de 6 ani. 2 judecători sunt numiți de Parlament, 2 de Guvern și 2 de Constituție.
Consiliul Superior al Magistraturii. Aceștia au un salariu de 32.793 de lei, iar președintele Curții Constituționale de 36.036 de lei. În prezent, judecătorii numiți de guvern sunt președintele actual al Curții, Domnica Manole, și fostul președinte al înaltei instanțe, Nicolae Roșca. Liuba Șova și Vladimir Țurcan au fost numiți de Parlament, iar Serghei Țurcan a fost numit de CSM. Toți cei cinci judecători ai Curții au fost numiți în funcție în anul 2019. Starea de sănătate a lui Ion Suruceanu se îmbunătățește. Despre aceasta ne-a spus interpretul și compozitorul, dar și prietenul de familie al artistului Ian Raiburg. Unica ce pot să vă spun că slava Domnului merge spre bine. Am încercat să confirmăm informația și să aflăm detalii de la purtătorul de cuvânt al Spitalului Republican, dar Marina Zibliuc ne-a spus că nu poate să ne declare nimic fără acordul familiei artistului. Amintim că Ion Suruceanu a plecat la tratament în Germania în data de 17 noiembrie. El a fost transportat spre clinica din străinătate cu un avion privat, la bordul căreia se afla și o echipă de reanimatologi. Interpretul a ajuns la spital la începutul lunii noiembrie, fiind internat cu pneumonie în secția reanimare. Unii agenți economici continuă să folosească grăsimi vegetale pentru a înlocui brânza. Este vorba de 35% din totalul celor vizați de inspectorii ANSA în cadrul unui control inopinat. Acesta are loc după ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a interzis utilizarea denumirii plăcintă cu brânză sau plăcintă cu produs de brânză pentru produsele a căror umplutură nu conțin brânză de vaci. Într-un comunicat emis de ANSA se spune că pe parcursul lunilor octombrie-noiembrie curent au fost efectuate 75 de controle planificate și inopinate la agenții economici, care produc plăcintele cu brânză. În rezultat, s-a constatat că aproximativ 35% din operatorii supuși controlului utilizează în calitate de umplutură în plăcinte compuși pe bază de grăsimi vegetale și animale ca substituent al brânzei proaspete de vaci. Totodată, inspectorii au constatat și alte încălcări în cadrul controalelor desfășurate. Printre acestea se numără plăcintele nepreambalate, comercializate direct consumatorilor finali, care nu conțin mențiunea privind ingredientele utilizate la preparare, nici prin afiș, anunț sau orice altă formă disponibilă consumatorilor. Utilizarea de către operatorii din domeniul alimentar a termenului de produs de brânză, atât în denumirea produselor, cât și în lista de ingrediente, este altă încălcare depistată de ANSA. De asemenea, printre nereguli se numără și lista de ingrediente incomplete sau care nu corespunde materiei prime utilizate. Potrivit inspectorilor, în urma verificărilor au fost întocmite 25 de procese verbale cu privire la contravenție în valoare totală de 175.000 de lei. ANSA susține că este interzisă utilizarea denumirii plăcintă cu brânză sau plăcintă cu produs de brânză pentru produsele a căror umplutură nu conțin brânză de vaci sau conțin un amestec de brânză de vaci cu produs alimentar pe bază de grăsimi vegetale. Amintim că la începutul lunii martie anul curent, în urma unor acțiuni ample de control la unitățile de producere a plăcintelor din țară, ANSA a anunțat că 80% din produse denumite plăcinte cu brânză nu conțin brânză proaspătă de vaci, dar amestec cu produse pe bază de grăsimi vegetale, compus din ulei de palmier hidrogenat, ulei de soia, ulei de floarea soarelui, cu adaos de lapte degresat, care după consistență doar imită brânza proaspătă de vaci. În urma probelor prelevate de specialiști de la plăcintele expuse spre comercializare, rezultatele au scos în evidență un aspect îngrijorător pentru sănătatea consumatorilor. Specialiștii îndeamnă cetățenii să citească atent eticheta produselor expuse spre comercializare și să solicite de la comercianți informații detaliate cu privire la lista ingredientelor utilizate la fabricarea produselor, iar în cazul în care depistează produse alimentare cu abateri de la prevederile legislației în domeniul alimentar,
parlamentar să depună petiție la agenție. Conform studiilor efectuate de Organizația Mondială a Sănătății, un aport mare de acizi grași trans crește în mod semnificativ riscul de boli cardiace, mai mult decât orice alt nutriment cu număr de calorii similar. Proiectul strategic de infrastructură rutieră lansat în satele Bulăiești, Mârzaci și Mârzești a fost implementat cu succes de către echipa lui Ilan Șor din administrația raionului Orhei. Vorbim despre un drum de importanță regională care face conexiunea între municipiul Orhei și aceste trei localități. În cadrul proiectului a fost reconstruit și asfaltat un tronson pe o suprafață de 29.000 de metri pătrați. Localnicii spun că au așteptat aproape 30 de ani renovarea. Drumul modernizat va oferi o mulțime de oportunități economice satului Bulăiești și comunei Mârzești. Se arată încrezătoare autoritățile locale. Dar cel mai important, potrivit acestora, a fost soluționată problema accesului ambulanțelor și mașinilor de pompieri către aceste trei localități, întrucât drumul era impracticabil de mulți ani. Toate proiectele care au fost realizate timp de 4 ani au avut un singur scop. Scop primordial de a îmbunătăți condițiile de trai aici în mediul rural. Noi apreciem foarte mult efortul domnului președinte, efortul doamnei primar și desigur tuturor celor care ați știut că cele promise se vor realiza. Suntem convinși că și de astăzi înainte proiectele mari abia încep și dumneavoastră urmează să vă bucurați și de alte proiecte, atât de infrastructură, dar și sociale. Primarul satului Bulăiești, Maria Matu, s-a remarcat că localnicii visau de mulți ani la un drum bun și reparat. Și doar datorită echipei lui Ilan Șor, acest vis a devenit realitate. Primarul a amintit și despre alte proiecte implementate de echipa lui Șor în comunitate, care au schimbat spre bine viața setenilor. Acest proiect am așteptat foarte mult. Așteptăm acest proiect de foarte mult timp, 30 de ani, poate și mai mult. Câți ne-am trăit aici și trăiesc aici de mult timp, toate drumurile noastre nu au arătat așa cum ne-am fi dorit, dar am trăit ca să o vedem și pe asta. Și cred și sper că nepoții noștri vor vedea drumuri și mai bune. În satul nostru am implementat deja proiecte precum iluminatul stradal în tot satul, drum de importanță națională, în urmă cu 2 ani, iar acum unul de importanță regională. Recent am inaugurat deschiderea drumurilor locale, care la fel au fost făcute prin programul Drumuri Bune pentru Moldova. Locuitorii satului spun că au așteptat drumuri bune toată viața. Potrivit acestora, datorită proiectului implementat de echipa lui Ilan Șor, acum drumul spre serviciu și înapoi acasă este plăcut și durează mult mai puțin. Când a ieșit de mașină, nici nu se discută. Înainte, când mergeam la Orhei cu mașina, îmi lua cam 40-45 de minute, dar acum durează 20-25. Se simte diferența. Este un drum minunat pe care l-am așteptat toată viața. Totul este clar, cum era înainte și cum este acum. Mulțumiri lui Ilan Șor și sponsorilor săi care au făcut drumul pentru noi. Mergeam ca pe foi de ardezie, dar acum facem economie de timp. Venim repede acasă, mergem în oraș, venim repede din oraș. La ceremonia de inaugurare a drumului a fost prezent și primarul comunei Mârzești, în componența căreia intră satul Mârzaci și spre care duce artera renovată. Vitalie Berezanțev a declarat că anul viitor va continua reparația drumului care intră anume în comuna Mârzești. Suntem foarte bucuroși, proiectul care a fost făcut printr-o porțiune de drum care s-a finisat cu succes, cu un strat de asfalt foarte calitativ. Proiectul dat a fost așteptat de o viață, până în comuna Mârzești nu s-a ajuns pentru că el e făcut din 2-3 etape. Sperăm, au rămas 2 km, dar oricum e pus pe anul viitor ca să fie finisat până în comuna noastră. Drumul acesta e un punct strategic care unește 3 sate, Bulăiești, Mârzești, Mârzaci.
Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a subliniat că modernizarea satelor și comunelor se face inclusiv pentru a-i convinge pe cei plecați peste hotare să revină acasă. El a dat asigurări că echipa lui Ilan Șor va continua să reconstruiască și să modernizeze infrastructura strategică din satul Bulăiești și comuna Mârzești, așa cum prevede strategia de dezvoltare a raionului Orhei. Așa cum ne-am promis cu toții, raionul Orhei ușor, ușor se transformă în raionul de vis, așa cum scrie pe această ușă, da? Iată, sigur că urmează și alte proiecte să le implementăm pe raza ambelor comune și nu numai, iar în cadrul acestui program care se numește Raionul Orhei, Raion de Vis, ne-am propus ca toate satele din raionul Orhei să beneficieze și să fie reconstruite, să fie modernizate, să fie construite toate obiectele critice de infrastructură. Alături de localnici și oaspeți a fost primarul și cetățeanul de onoare al municipiului Orhei, Ilan Șor. El a promis că împreună cu echipa sa va continua să investească în dezvoltarea satelor. Eu sunt foarte bucuros că astăzi noi deschidem încă un proiect realizat în raionul nostru. Da, eu sunt sigur că Moldova dezvoltată este nu numai vorbe goale și promisiuni, dar fapte concrete și proiecte realizate. În ultimii 4 ani în raionul Orhei au fost implementate multe proiecte. Fiecare sat are lumină și în fiecare sat a fost construit fie un drum, fie o scenă de vară, fie un loc de joacă pentru copii și multe altele. Amintim că echipa lui Ilan Șor a început recent implementarea unui nou proiect grandios numit Modernizarea Totală a Drumurilor. Prima localitate beneficiară a proiectului este satul Bulăiești, raionul Orhei. Acolo, în decurs de 3 săptămâni, au fost asfaltate 90% din drumuri. Creștinii ortodoxi de stil vechi îi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Ei sunt considerați conducătorii cetelor de îngeri și călăuzele sufletelor spre rai. Arhanghelul Mihail este considerat luptătorul luminii, precum și conducătorul oștilor cerești, care triumfă asupra forțelor răului. În popor se spune că el poartă cheile raiului. Totodată, în tradiția creștină, Arhanghelul Gavril are misiunea de a vesti tainele dumnezeiești. Anume, el a fost trimis la Fecioara Maria să-i aducă vestea despre nașterea lui Iisus. Aceasta este ultima mare sărbătoare înainte de postul nașterii Domnului. În această zi, peste 100 de mii de moldoveni își marchează onomastica. De asemenea, în peste 200 de localități este sărbătorit hramul, printre care Șoldănești, Durlești, Rezina, Taraclia, Telenești, dar și cartierul Slobozia Doamnei din Orhei. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi pe TV6.live, TV6.press. Ne puteți urmări și pe canalul de Telegram TV6 Moldova Live. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă!